Salutare, Betania Kids! Astăzi vreau să vă propun un episod din seria Ce învățăm de la o rolă de film fotografic. Probabil că majoritatea dintre voi nici n-ați auzit până acum acest termen, așa că vreau să vi-l explic pe îndelete. Astăzi voi faceți fotografii cu telefonul mobil. Dacă vă place, păstrați fotografiile, dacă nu, le ștergeți și le uitați definitiv. Ei bine, părinții voștri, pe vremea când erau copii și mai ales bunicii voștri, n-au avut această posibilitate nici în cele mai frumoase vise. De ce? Pentru că pe vremea lor și pe vremea mea, când eram copilă, aparatele foto arătau diferit de cele care sunt astăzi. Nu erau nici măcar aparate foto digitale, cum au fotografii din ziua de astăzi. Aparatele foto arătau ca în imaginile pe care voi le vedeți acum pe ecran. Unele erau mai scumpe, altele erau mai ieftine, însă toate funcționau pe același principiu. În spate se introducea un film fotografic. Avea 24 sau 32 de poziții, adică puteai să faci 24 sau 32 de fotografii. Din momentul în care ai băgat filmul în aparat, aveai la dispoziție cât timp voiai tu ca să faci acele fotografii. Puneai aparatul la ochi și prin fereastra de sus te uitai, așa, bine, bine, apăsai pe un buton, făceai click și se făcea fotografie la tot ce era în fața aparatului foto. Tu nu aveai de unde să știi dacă poza ta a ieșit extraordinar de bine sau nu, până în momentul în care te duceai cu aparatul foto la fotograf, îl dădeai și acesta îl ducea într-o cameră obscură, îl developa și obținea acest film sau negativ, cum se numea. Pe el erau cele 24 sau 32 de fotografii în miniatură. Atât sunt de mari negativele, da? Și dacă te uitai în lumină, puteai să vezi despre ce este vorba în fotografii. Nu vedeai toate detaliile, însă fotograful avea grijă să ai fotografii de pe acest negativ. Scotea la imprimantă specială, pe o hârtie, pozele, în formatul în care cu siguranță le-ai văzut deja prin casa părinților și a bunicilor tăi. Fie că îți plăceau cele 24 sau 32 de fotografii, fie că nu-ți plăceau, tu trebuia să le plătești pe toate, pentru că tu ești cel care le-ai făcut. Fotograful doar ți le developa și ți le arăta. Unele poze îți plăceau foarte mult și te bucurai de ele și ți-aminteai, ce frumos a fost atunci când am făcut această fotografie, am făcut asta înainte, după aia am făcut altceva și ți-aminteai momentul. Alte fotografii te uitai și tot așa de bine ți-aduceai aminte tot momentul de la început la final și ziceai, vai, ce rușine mi-a fost aici, vai, îmi venea să mă ascund, nu-mi plăcea cum îs îmbrăcat. Sau te uiți la fotografii și zici, aoleu, am dat banii pe o poză în care am stat cu ochii închiși sau cu gura strâmbă sau m-am uitat în altă parte, vai, pe ce am dat banii. Dar asta era, n-aveai ce face, cu acea poză rămâneai. Cam asta este istoria rolei de film fotografic. Și o să zici, bine, bine, Lidia, dar ce învățăm noi, care avem aparatele foto pe telefon direct și facem niște poze grozave și nu avem nevoie de fotograf și să le developăm? Știți ce puteți învăța, dragii mei? Că înaintea lui Dumnezeu, viața voastră nu este ca pozele de pe telefonul vostru mobil, ci viața noastră înaintea lui Dumnezeu este ca o rolă de film, care are un început, nașterea și un final, moartea. Între cele două capete sunt câteva zeci de ani, sperăm noi, în care Dumnezeu din cerul lui ne privește și vede tot ce facem de dimineața până seara, tot ce gândim, tot ce spunem.
ce ți-ai dori să vadă Dumnezeu împreună cu tine la finalul vieții tale, când filmul acesta pe care l-ai trăit zi de zi va fi prezentat în fața lui și va fi developat. Ceea ce a văzut Dumnezeu, ceea ce ai trăit, ce ai spus, ce ai făcut tu, te va încânta, te va bucura sau îți va produce supărare, tristețe și îți va părea rău de lucrurile pe care le-ai făcut. Nu știu dacă până astăzi te-ai gândit că viața ta este în întregime înregistrată de Dumnezeu, dar Biblia ne spune că așa este. Vom da socoteală de orice cuvânt rostit, folositor sau nefolositor, de orice gând pe care l-am avut, de toate lucrurile pe care le-am făcut sau nu le-am făcut. Tare mi-aș dori ca atunci când vei ajunge în fața lui Dumnezeu și îți vei revedea viața, Dumnezeu să-ți spună: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului că ai trăit bine, ai trăit o viață frumoasă. Nu mi-aș dori vreodată ca Dumnezeu să-ți spună: viața ta a fost una rău trăită. Dacă vrei să trăiești o viață bună, așa cum spune Biblia, învață de la părinții, de la bunicii, de la păstorii, de la învățătorii de școală duminicală pe care îi cunoști, care sunt cerințele lui Dumnezeu pentru viața ta. Ce trebuie să faci ca de acum până la final să trăiești frumos și să poți să ajungi în cer la Dumnezeu.